Facultatea de Litere a Universității din Craiova a organizat în această perioadă concursul național de traducere între limbile romanice și latină dedicat Zilei Latinității. Astăzi, cei mai buni studenți au fost răsplătiți pentru munca depusă cu diplome și premii în cadrul unei ceremonii de premiere. Premiul 2, domnișoara Irina Simanski, de la Universitatea din Craiova, doctorant. Felicitări! Trecem la franceză. Locul întâi, Andreea Elena Dumitru, de la Universitatea din Craiova. Felicitări! Concursul nostru dedicat latinității este la a doua ediție. Anul trecut am încercat și rezultatele pe care le-am avut ne-au dat curaj ca să continuăm. Să sperăm că vom continua cât mai multe ediții. Am avut 23 de candidați de la universitățile din București, Timișoara, Cluj, Napoca, Suceava și Craiova. Am acordat câte 3 premii la secțiunile română, franceză, română, italiană, pentru că la aceste secțiuni am avut câte 14 lucrări, și câte 2 premii la secțiunile română, spaniolă și la secțiunea latină, română, pentru că aici am avut mai puțin candidați și ni se părea normal să păstrăm proporția. Eu știu, pentru că lucrările au fost foarte bune, vorbim de cele 14, anul viitor, când vom face cererea de finanțare la minister, pentru că acest concurs este finanțat de Ministerul Educației, vom cere și 2 mențiuni, pentru că ar fi păcat să nu dăm. Oricum, după de astăzi, fiecare copil a primit o diplomă de participare, cadrele didactice care i-au îndrumat să se înscrie și au lucrat cu ei pentru acest concurs au primit la fel diplome de participare, au fost cărți, din păcate Ministerul nu ne aprobă sume în bani. Cărțile au fost donate de Agenția de Reușită Universitară Francofonă, de colega Lavinia Similaru de la secțiunea de la specializarea spaniolă și de colega Monica Ionescu de la specializarea franceză. Concursul a avut 2 secțiuni distincte. Traducerea unui text de critică literară din limba română în 2 din limbile franceză, italiană, spaniolă și traducerea unui text din limba latină în limba română și în una din limbile franceză, italiană, spaniolă. A fost foarte frumos, a fost o experiență foarte frumoasă, contează mult participarea, nu contează premiul. Sunt de la Universitatea din Suceava, Ștefan cel Mare, la specializarea franceză-italiană, anul întâi și o experiență foarte plăcută, mi-a părut bine că am venit aici. O să vin și la anul dacă se mai organizează. Bună ziua, numele meu este Tudor Lorena, sunt studentă la Universitatea din Craiova la secția engleză-italiană. Am luat premiul întâi pe italiană. Este deja a doua oară când particip la concurs. A fost o experiență foarte frumoasă și să sperăm că se va organiza și la anul ca să mai putem participa. Sunt din București, mă numesc Lucia Gheorghiu, sunt la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine de la Universitatea București. Am participat la secțiunea traducere din română în franceză și în italiană și am luat premiul 2 la franceză. A fost o experiență foarte frumoasă, inedită. Este prima oară când particip la un asemenea concurs și cine știe, poate voi mai veni și la anul. Sunt de la Universitatea de Vest din Timișoara, am participat la secția de latină și franceză și am luat locul al doilea. E prima dată când particip sau ai experiență în acest moment? Este al doilea an, am fost și anul trecut și nu știu, probabil o să mai vin. Am participat la secțiunea franceză-spaniolă și am luat locul întâi. La ediția din acest an au participat studenți de la Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și Universitatea din Craiova.